Un șofer din Maramureș care a lovit un pieton în comuna Petrova a părăsit locul accidentului, dar a revenit pentru a-l agresa fizic pe pietonul accidentat. Conform știri de Cluj.ro, caz șocant în Maramureș, unde un șofer care a lovit un pieton în comuna Petrova a părăsit locul accidentului, dar a revenit pentru a-l agresa fizic pe pietonul accidentat, a informat purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș, Ionela Cosma. Conform Observator News, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier în care a fost implicat un pieton de 27 de ani din comuna Petrova. Ulterior impactului, conducătorul autoturismului, un bărbat de 38 de ani din localitate, și-a continuat deplasarea părăsind locul producerii incidentului, fără încuviințarea polițiștilor. Ulterior, după aproximativ 5 minute, a revenit la fața locului și l-a agresat pe tânărul de 27 de ani, după care și-a continuat deplasarea înspre Pasul Hera. Pietonul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, a spus Ionela Cosma. Conform aceleiași surse, în cauză se efectuează cercetări în vederea identificării conducătorului auto implicat în evenimentul rutier, sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și lovire sau alte violențe, relatează Observator News.